Un suflet nevinovat are nevoie de ajutor. La numai doi ani, Denis se luptă cu cea mai cruntă boală existentă. Mămica face apel la oamenii cu suflet mare pentru a lupta alături de micuțul său. Copilul a fost deja internat la spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală. Familia greu încercată are nevoie de banii după ce în urmă cu câteva luni și stâlpul familiei a fost operat de tumoră pe creier. Medicii susțin că micuțul nu poate fi operat deocamdată, deoarece tumora este prea mare. În schimb, pacientul va începe cura cu citostatice. Cei care doresc să îi ajute o pot face printr-o donație oricât de mică. În contul bancar RO46BRDE, 200 CV 0498362200. Contul este pe numele Nicolae Săvulescu.